Bună seara! O să începem astăzi căutarea certitudinilor pierdute, căutarea unor certitudini mai solide. Plecând de la o introducere tip Amazing Facts. De fapt, am auzit-o de mai multe ori de la Doug Bachelor. Știți că Amazing Facts, însăși numele Amazing Facts, care înseamnă fapt uimitoare, pleacă de la faptul că Joe Cruz obișnuia să înceapă fiecare prezentare cu un fapt din natură. Ceva uimitor, o floare, o pasăre, un animal, mă rog, un lucru interesant din natură. Și după ce oferea curiozitatea respectivă, un fel de știațcă, apoi continua cu lecția spirituală. Doug Bachelor a păstrat această tradiție. Și așa că una dintre faptele uimitoare, interesante, pe care le povestește la începutul predicii, este un exemplu din natură, anume bondarul. Bondarul care în engleză se numește Bumblebee. Și Bachelor ne spune că, de fapt, în engleza veche se numea Humblebee, albina umilă. Bondarul, ne spune Bachelor, s-a spus cândva că nu poate zbura, că încalcă legile aerodinamice. Bineînțeles, asta a fost o legendă urbană. Dar de aici ideea că nu totdeauna știința înțelege lucrurile foarte bine și uite că chiar dacă știința spune că nu se poate, se poate. Mă rog, o concluzie a lui Bachelor. Însă Bachelor merge mai departe și ne spune că bondarul se numea Humblebee, adică albina umilă. Din cauza felului cum arată, este oarecum o albină mai greoaie, mai bondoacă și pe lângă asta este mai puțin agresiv, mai blând, poți să-l gonești și nu te înțeapă decât dacă e foarte agresiv. De fapt, te înțeapă numai dacă îi ataci cuibul. Așa că Bachelor se întreabă, bineînțeles, de ce este bondarul așa cum este și de ce sunt albinele așa cum este. Și Bachelor pleacă de la premisa că albina este așa cum este și bondarul este așa cum este, bineînțeles, fiindcă așa a vrut Dumnezeu. Alte explicații nu există. Dar întrebarea este, de ce a vrut Dumnezeu ca albina să fie așa cum este și bondarul să fie așa cum este? Bineînțeles că rolul albinei este să ne dea miere. Dumnezeu a făcut albina ca să facă miere și noi să o mâncăm. Acum, aici Bachelor omite un fapt care oarecum contrazice teologia lui, anume că mierea este de fapt un subprodus animal, nu este ceva vegan. Și alimentația edenică a întâlnit să fie pur vegan. Însă pentru că toată lumea ia mierea ca fiind ceva vegan, ceva pur vegetarian ca origine, trece ușor peste lucrul acesta. Deci albina a fost făcută să ne dea miere. Însă mai mult decât atât spune Doug Bachelor, cu siguranță că Dumnezeu a făcut natura ca să fie o carte, să ne dea niște lecții morale. Natura are niște lecții moralizatoare și spirituale pentru noi. De exemplu, albina este foarte harnică. Nu numai că este harnică, dar albina se sacrifică. Albina nu poate înțepa decât odată și după aceea moare. Și aceasta ne spune că albina va ataca numai atunci când colectivitatea este în primejdie și va fi gata să-și dea viața pentru colectivitate. Un lucru foarte important, ne spune Bachelor, albina este foarte loială mătcii. Este ascultătoare de matcă și se pare că lucrul acesta este o lecție foarte importantă pe care Dumnezeu a vrut să ne dea, să respectăm ierarhia. În sfârșit, trecând la bondar, se pare că Dumnezeu a vrut să ne dea o lecție de umilință, să ne arate cum trebuie să fie un creștin. Un creștin trebuie să fie umil, un humble bee, adică o albină care culege, dar este umilită. Așa că Bachelor nu numai că ne oferă niște fapte interesante, ne și explică de ce lucrurile așa sunt așa cum sunt, dintr-o dată se face lumină și urmează foarte multe comentarii la subsolul emisiunii. Domnul să te binecuvânteze, Doug, mi-ai făcut lumina, cum înțeleg de ce albina e cum este și de ce e bondarul cum este. Domnul să mă ajute să fiu o albină harnică, Domnul să mă ajute să fiu un bondar umil și blând și așa mai departe. Las pe Doug Bachelor și trec la o altă explicație a bondarului, cea dată de Charles Darwin în 1859 în Originea Speciilor. Darwin vorbește despre bondar și spune, Darwin, am făcut experimente în timp de 20 de ani. Și am ajuns la concluzia că bondarul este singura insectă care poate poloniza trifoiul roșu. Am experimentat și am văzut că orice altă insectă ar vizita trifoiul roșu. Nu are niciun efect polenizator. Pe de altă parte, bondarul am constatat că nu poate să extragă nectar decât din trifoiul roșu.
Darwin, știți că are o, a fost primul care a propus teoria că florile și insectele polinizatoare au avut o coevoluție, în sensul că florile și-au evoluat culorile și parfumurile ca să tragă insectele, iar insectele au evoluat adaptări ca să culeagă nectarul din și polenul din flori. Nectarul este folosit pentru a da albine energie și polenul este folosit pentru a hrăni cu proteină puieții. Acum, știm mai mult decât Darwin și originea genetică, știm că ADN-ul albinei ca al oricărei alt animal este o arhivă a istoriei speciei. Un lucru care nici măcar nu se discute, nici măcar nu se amintește la cursul de creaționism științific de la Andrew sau în una dintre manualele de creaționism științific, anume că toată istoria evoluției speciei este arhivată în ADN-ul ei. Și noi știm că furnicile, viespele și albinele au o origine comună. De asemenea, știm că albinele au evoluat din predatori. Florile au apărut în Jurasic cam acum 120 de milioane de ani și albinele au apărut cam acum 100 de milioane de ani în Cretacic și avem fosile vechi de albine conservate în Quilimbar. Țineți minte, în Jurassic Park, țânțarii păstrați în Quilimbar, din care se extragea sânge de dinozauri. Mă rog, nu extragem nimic din albinele conservate în Quilimbar, dar le observăm anatomia și se vede o perioadă de tranziție de la predator la culegător de polen, la polinizator în albine, în sensul că picioarele sunt în tranziție. Știți că albina culege polenul cu piciorușe. Așa că Darwin a fost primul care a venit cu această explicație formidabil de rațională, anume diversitatea florilor nu ține de explicația clasică victoriană. Florile au fost făcute să fie frumoase, să ne desfăteze nouă sufletul. Dumnezeu a făcut flori ca să ne placă nouă, să ne facă viața frumoasă. Florile au evoluat culori și parfum ca să atragă albinele, să le polenizeze, iar albinele la rândul lor au evoluat adaptări foarte complexe pentru a culege polenul de pe flori și a suge nectarul. Să trecem la bondar, albina umilă. Spune Darwin, bondarul este singura albină care polinizează trifoiul. Și trifoiul este singura floare pe care o polinizează bondarul. Ca tare, aici avem de a face cu evoluția unei specii de albine pentru a exploata o nișă. Și asta explică de ce bondarul este așa cum este. Bondarul are o nișă sigură. Bondarul nu este în competiție cu alte insecte pentru nectar, pentru că alte insecte, în afară de bondar, nu pot să culeagă nectar din trifoiul roșu. Ca atare, bondarul este greoi și este mai puțin agresiv. Pentru simplu motiv că nu are nevoie să concureze cu alte insecte. De asemenea, Darwin face o observație foarte interesantă, că trifoiul roșu este mai numeros lângă sate decât în păduri și, mă rog, în poiene depărtate de sate. Și explicația este că Darwin era un observator al naturii foarte, foarte perspicace. Darwin a observat că șoarice de câmp distrug cuiburile de bondari. Așa se face că cuiburile de bondari se mai răspânde lângă sate. Din ce motiv? Fiindcă în sate sunt pisici și pisicile mănâncă șoarece de câmp sau igonesc. Și ca tare, bondarii au mai multe cuiburi lângă sate și ca tare, polenizarea trifoiului roșu este mai frecventă lângă sate și există mai mult trifoi roșu lângă sate decât există la distanță față de sate. De aici, dar mergem mai departe, face o predicție. Din cauza că bondarul exploatează o singură nișă și din cauza asta este umil, adică, cum să spun, nu are acea agilitate albinei, nu este atât de adaptat să viziteze floare după floare foarte intens, nu este atât de agresiv, cum s-ar zice, este mai leneș, fiindcă are hrana asigurată, are floarea lui asigurată, de cam s-ar zice alte albine, dar asta îl face foarte vulnerabil și Darwin face o predicție că este posibil ca bondarii să fie extinși în viitor. Și dacă sunt extinși în viitor, fiind distruși de șoareci de câmp, de exemplu,
Dacă punctare sunt extinși, atunci va intra în extinție și trifoiul roșu. Cele două sunt relaționate. Ferește că șoarecile, când nu sunt singura problemă, acum avem și alte probleme care afectează natura. Dar predicția lui Darwin s-a împlinit și din trei specii de monda roșii, dacă nu mă înșel, două sau una deja au dispărut în Anglia. Deci, într-adevăr, este o specie vulnerabilă și trifoiul roșu la rândul lui este o specie vulnerabilă. Așa că aici avem două explicații. Un odac bacelor. De ce este bondarul cum este? Fiindcă așa a vrut Dumnezeu. Găsim o rațiune. De ce a vrut Dumnezeu ca bondarul să fie așa cum este? Să ne dea o lecție de umilință, da? Și poate să ne încredem în știință, că se spune că oameni de știință ar fi spus că bondarul nu poate zbura. Dar asta e o legendă urbană. De ce este albina așa cum este? Fiindcă așa a vrut Dumnezeu. Așa Dumnezeu s-a gândit să inventeze albina, să facă faguri, să aibă matcă, albinele să aibă o diviziune a muncii care să fie reflectată și în structura lor morfologică. Asta a vrut Dumnezeu. De ce a vrut Dumnezeu așa? Bineînțeles că să ne dea miere, dar de ce a făcut Dumnezeu stupul de albine așa cum l-a făcut cu o diviziune a muncii bazată pe morfologie, nu numai pe comportament, și să înțepe o singură dată și să fie foarte dependente de matcă, doar matca se reproduce, mă rog, albine foarte puritană, muncește, dar nu are sex. Matca are sens și numai că se reproduce, dar dirigează celelalte albine puritane, trântorii dat afară din stup, așa cum știm, toamna, după reproducere. De ce a făcut Dumnezeu așa? De ce există mai mulți trântori? De ce nu-i păstrat un singur trântor pentru reproducere? Frești, răspunsul este selecția sexuală, un răspuns darwinian. Cu cât sunt mai mulți trântori, cu atâta competiția este mai mare între masculi, cu atâta selecția este mai puternică. Dar Bacon răspunde, Dumnezeu a făcut așa ca să ne dea o lecție. În timp ce Darwin ne prezintă niște cauze care n-au niciun scop, dar care ne explică foarte bine de ce lucrurile sunt așa cum sunt, de ce albinele sunt ceea ce sunt, de ce florile sunt ceea ce sunt, de ce bondarul este așa cum este și care este relația între bondar, pisici, șoareci, trifoi roșu și cum toată natura este interconectată într-un mod foarte, foarte fin, încât dacă distrugi echilibrul acesta, consecințele pot fi incalculabile. Care este diferența între cele două? Explicați-vă, dacă este ceea ce scolasticii numeau cauza finală. Adică lucrurile au o cauză, au o rațiune. Și rațiunea aceasta este cauza finală a lucrurilor. Explicația lui Darwin este ceea ce scolasticii numeau cauza eficientă. Adică ce determină un anumit lucru să fie așa, independent de finalitatea lui. Thomas d'Aquin spunea că dacă vrem să înțelegem natura, trebuie să plecăm de la cauza finală, de ce există un lucru, care este scopul pentru care există, ca să înțelegem de ce este așa cum este, cum a făcut Bacon, da? Deci care este cauza finală la stupul de albine? Care e cauza finală la bondar? Să fie o lecție pentru creștin. Și atunci înțelegem bine de ce albinele sunt cum sunt, de ce bondarul este cum este. Darwin, dimpotrivă, caută cauza eficientă. Pe el interesează finalitatea. Pe el îl interesează cauza care a determinat ca albinele să fie cum sunt și bondarii să fie cum sunt și bineînțeles că această cauză este evoluția. Așa că avem aici două cauze diferite care acționează împreună după părerea scolasticilor și Thomas d'Aquin ne spune că o înțelegere rațională a lumii pleacă de la cauza finală și apoi cauza eficientă este subordonată ei, așa cum ne-a explicat Doug Batchelor și cum ni se explică de obicei la Amazing Facts. Bun. Am mai vrut să fac o paranteză aici. A existat un ex-croc adventist numit Roger Monroe, care și-a dat seama că adventiștii sunt foarte interesați de spiritism și de satana și de probleme oculte și de comploturi ale satanei împotriva lor. Așa că omul a început să scrie cărți și să spune că el a fost un preot satanist și că a interviat alți sataniști și care i-au spus că satana complotează împotriva adventiștilor și nu vrea ca adventiștii să uite la televizor.
Però cartea lui mai răspuns la rugăciunea a fost bestseller, a fost cartea mișlară anului 1993, cred, sau așa ceva. În sfârșit, cum poate fi un asemenea escroc promovat de Review Herald? E un lucru care nu mă mai întreb acum. Însă, ce este interesant, că atunci când eram la Andrews și făceam cursul de creațiune științific, mă rog, așa cum știți, am fost trimis la Andrews, plecând de la premisa că sunt un tip oarecum sincer, dar nu destul de bine informat. Și dacă eu nu știu anumite lucruri pe care le învață studenții la creațiune științific, dacă le-aș ști, m-ar lămuri. Unul dintre lucrurile care le-am învățat la creațiune științific este că Roger Moreau a spus că lui i-a spus un preot satanist că Satana însuși a călătorit cu Darwin pe Beagle, în jurul lumii, pe goleta Beagle, în cei 5 ani când Darwin a mers în jurul lumii. Și Satana i-a dictat lui Darwin ideile lui despre, mă rog, i-a ghidat observațiile de teren, apoi i-a băgat în cap ideea selecției naturale și, în sfârșit, i-a dictat originea speciilor în cele din urmă. Și țineți cont că este vorba de o universitate aici, de un curs pentru master în teologie de 6 de puncte. Și în acest curs, această afirmație lui Roger Moreau este adusă ca argument că teoria lui Darwin este greșită. Acum, oricât de ridicol ar fi acest argument adus la Andrews, și sunt multe lucruri ridicole la Andrews, bineînțeles, dar oricât de ridicol ar fi, aș vrea să spun că și acest argument este un caz tipic de cauza finală, da? Deci, de ce a scris Darwin originea speciilor? Pentru că Satana a vrut să ne înșele. Și atunci este foarte rațional acest lucru. Cauza finală ne explică rațiunea lucrurilor. Și plecând de la premisa că cauza eficientă trebuie să fie subordonată ei. Așa se face, ca să dau câteva exemple. Deci, privim cum este lumea, da? Sunt niște dovezi în favoarea evoluției Universului, de la Big Bang la forma actuală. Sunt dovezi, sunt observații incontestabile, sunt modele matematice irefutabile, sunt dovezi care nu lasă niciun loc de îndoială. Dar există o problemă. De ce ar fi făcut Dumnezeu lumea în 13,8 miliarde de ani, folosind de legi naturale? Și când el putea să facă așa? Așa că noi nu credem în Big Bang și nu credem în astrofizică, nu credem în nucleosinteză, nu credem în nimica. După aceea, de ce n-ar putea Dumnezeu să facă Universul să pară vechi de 13,8 miliarde de ani, când de fapt el este vechi mai de 6 mii de ani? Dumnezeu este atotputernic. Aici este un exemplu tipic de a subordona cauza eficientă cauzei finale. Pentru că dacă înțelegem de ce a făcut Dumnezeu lumea, și noi înțelegem de ce a făcut Dumnezeu lumea, da? Deci Dumnezeu a făcut lumea pentru om. Și, mă rog, soarele, luna, stelele sunt lumini în întinderea cerului, da? De ce ar făcut Dumnezeu acest lumini 13,8 miliarde de ani înainte de existența lui Adam? Păi mergem mai departe. Nu putem crede că evoluția adevărată, pentru că evoluția presupune moarte și suferință și este foarte clar că Dumnezeu nu a intenționat așa ceva. Deci, plecând de la cauza finală, că lumea are o existență, o finalitate și pentru această finalitate există, lumea nu poate să fie creată printr-o metodă care contrazice finalitatea ei. Dumnezeu nu este machiavelian, pentru că scopul nu scuză mijloacele, da? Așa că Dumnezeu nu poate să, nu că n-ar putea să folosească evoluția, dar nu va folosi, pentru că scopul lui este contrar unui proces evolutiv și de ce n-ar face-o altfel. Ca atare, plecăm de la principiul că Dumnezeu a făcut cum a făcut și știm pentru ce a făcut, știm cauza finală și atunci refuzăm orice cauză eficientă care contrazice cauza finală. Bun, deci în cazul acesta, explicația pentru fiecare fenomen din natură este așa a vrut Dumnezeu, da? Și dacă cumva găsim cauze care coincid cu voința lui Dumnezeu, atunci acestea funcționează. De exemplu, Dumnezeu vrea ca păsările să cânte ca să ne placă nouă. Acum, bineînțeles că nu știu de ce cântă păsările. Este ceva legat de reproducere și de teritorialitate mai ales, da? Dar nu ne deranjează biologia păsării care o face să cânte pentru a-și marca teritoriul și pentru a-și atrage partenerul,
atâta vreme cât totuși cauza pentru care păsările cântă în ultima instanță nu este nici teritorialitatea, nici partenerul, ci să ne cânte nouă simțurile. Și de asemenea, florile există ca să ne placă nouă și așa mai departe, și armile există ca să ne dea miere. Acum, aș vrea să merg la René Descartes, care este, cu siguranță, părintele raționalismului modern și care ne dat un alt înțeles al rațiunii decât cel care există înaintea lui. Și anume, țineți minte, am vrut despre criza nominalistă. Și criza nominalistă, sau teologii nominaliști în Evul Mediu ne-au arătat că, de fapt, noi ne jucăm cu noțiuni și cuvinte, dar nu putem desluji scopurile lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu în natură, pe baza pur filozofică, prin silogisme. Așa că nominaliștii au dat o lovitură puternică cauză eficientă și am arătat că Martin Luther a fost un nominalist, dar a găsit o nouă certitudine. Și anume, certitudinile bisericii erau ca și certitudinile adventismului, da? Iei Biblia și găsești o cale sigură de mântuire. Trebuie să ții sabatul, trebuie să mănânci porc, trebuie să te rogi, să crezi anumite lucruri. Mă rog, catolicii aveau alte dogme, dar era aceeași idee, că ai niște certitudini cu privire la anumite dogme, la anumite doctrine. Și acestea îți dau certitudine. Bun, Luther a spus că n-ai nicio certitudine. Atunci, care este certitudinea? Certitudinea pentru Luther este strict lăuntrică. Este experiența pocăinței care este unirea lui Dumnezeu cu omul. Așa că crezi și ai această experiență. Dincolo de această experiență, pentru Luther nu există o certitudine, credința, da? Dincolo de credință nu există nicio certitudine. Și ferește, poți să-ți formulezi dogme și norme de comportament, dar Luther insistă că acestea nu sunt certitudini, ci sunt relative. E un adevăr pe care ar fi bine să-l înțelegem și noi. Însă acum l-am amintit doar în paranteză. Descartes a venit după Luther. Dar Descartes a fost foarte puternic influențat de Luther, indirect. Anume, a fost influențat de școala rozicruciană, care era o școală luterană la origine. Și această școală rozicruciană a fost practic o secularizare a creștinismului. Ei căutau să dezlege tainele naturii pentru a face bine, pentru a prelungi viața omului, pentru a vindeca pe oameni. Deci căutau să facă știință, considerând că aceasta e voia lui Dumnezeu, fără să mai preocupe cu probleme teologice. Descartes a intrat în contact cu rozicrucienii, el fiind un soldat catolic care lupta pentru protestanți în Bavaria, a intrat cu ei în contact și cu alte societăți secrete venite din Anglia, în Bavaria, în acel timp, secolul XVII, însă a fost oarecum frustrat de faptul că rozicrucienii nu aveau o rigoare științifică și a început meditațiile filozofice, recursul la metodă și meditațiile filozofice și ghidul pentru îndrumarea minții, plecând de la un model matematic al gândirii logice. Ceea ce vreau să spun este că Descartes a redefinit rolul rațiunii. Mai întâi vreau să plec de la o concluzie pe care o trage Descartes în urma procesului Galilei. Pe la 1630, Descartes spune că intenționa să creeze un sistem cosmologic. Descartes a scris lucrări de pionierat în medicină, în mecanică, în geometrie, în optică și intenționa să se bage și în astronomie. Însă procesul lui Galileo i-a dat mult entuziasm și l-a făcut să se liniștească. Cu toate acestea, el formulează un principiu. Un principiu care aș vrea să-l amintesc aici în relație cu cauza finală și cauza eficientă. Anume spune așa. Putem accepta că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și 7 s-a odihnit, da? Dar, dacă acceptăm aceasta, nu vom înțelege niciodată cum funcționează lumea. Așa că chiar dacă e adevărat și credem că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, pentru a înțelege cum funcționează lumea, trebuie să plecăm de la premisa că Dumnezeu a creat elementele primordiale și le-a lăsat să se organizeze spontan după legile naturii. Și universul pe care îl vedem noi acum este rezultatul legilor fizicii. Așa că încercând să reconstituim acest proces, să facem un experiment în minte, ne imaginăm elementele separate într-un univers, într-un spațiu inițial, fără nicio formă, și
plecând de la legile fizicii, reconstituim cum s-a format universul și abia atunci acel am înțeles cu adevărat legile fizicii. În sensul că știm cum acționează pentru că ele au format universul. Acum, Descartes vorbea la un timp când fizica era în fașă și nu mai vorbesc de biologie și chimie și alte științe. Dar cert este că la data aceea el formulează un principiu foarte important. Și care este acest principiu? Dacă vrem să înțelegem cauza eficientă, trebuie să uităm cauza finală. Cu alte cuvinte, hai să o pun mai direct. Știința metodologic trebuie să fie ateistă. De ce înseamnă aceasta? Descartes nu este un ateu. De fapt, în cartea aceasta, cuvântul Dumnezeu apare de câteva ori pe fiecare pagină. Descartes este, în primul rând, un teolog catolic. Dar teolog catolic puternic influențat de protestanți. Dar Descartes, care este părintele raționalismului modern, ne spune că dacă vrem să facem știință, în momentul în care, sau pentru timpul când cercetăm un fenomen natural din punct de vedere științific, trebuie să uităm de Dumnezeu și de Creator. Trebuie să uităm cauza finală. Trebuie să vedem cum acționează orb legile fizicii, fără nicio finalitate. Acum aș vrea să mă refer la două discipline care, în mod special, s-au dezvoltat pe acest principiu. Una este astrofizica. Noi, practic, nu putem înțelege structura Universului decât în contextul evoluției Universului. De ce este Universul așa cum este? Fiindcă l-a făcut Dumnezeu. Mă duc chiar la Bachelor. Mă rog. Dacă Bachelor zice, Dumnezeu a făcut galaxia în ziua a patra. Și cum a ajuns lumina la noi, de la 130.000 de ani lumină, să zic, centrul galaxiei, 1600 de ani lumină Orionul, mă rog, 100.000 de ani lumină celălalt capăt al galaxiei, în atât de repede, instantaneu. Asta o să-l întreb pe Iisus în cer. Bun. Și de ce are Universul structura pe care o are? De ce este o structură de filamente? De ce există radiația de background a Universului? De ce există stele de 10 categorii, 10 secvențe de stele și de ce există giganți roșii și stele albastre și galbene și portocalii și pitici albi și brown dwarf și toate și găuri negre și nove care explodează, supernove care explodează și stele neutronice și, mă rog, de ce se depărtează galaxiile între ele? Asta o să-l întreb pe Iisus în cer. Iisus îmi va spune. Da? Deci aici avem o anumită imagine despre univers care recunoaște că universul este așa cum este, dar nu știe de ce este așa cum este. Și asta înseamnă că nu mai poți să faci știință. Singura explicație pentru univers, de ce este așa cum este, pleacă de la modelul Big Bang, de la modelul inflației spațiului și timpului, de la interacțiunea forțelor fundamentale ale universului și pas cu pas orice structură din univers se explică ca fiind determinată strict de legile naturii, fără nicio intervenție din afară. Repet, universul se explică cel mai bine atunci când excluzi o intervenție din afară, când ai în vedere doar legile naturii care lucrează în interiorul său. Celălaltă capitol la care mă refer este biologia. Spunea Teodor Dovanski, creatorul sintezei moderne în biologie pe la 1930, că în biologie nimic nu face sens în afara evoluției. Am vorbit despre albine și flori și bondari și am văzut că nu face sens de ce bondarul este așa cum este, de ce albine este așa cum este, decât în contextul teoriei evoluției. Ca atare, nu mă refer aici la evoluția ateistă. Pur și simplu, trebuie să vezi evoluția ca un proces orb, ca să înțelegi de ce omul este așa cum este, de ce pisica așa este așa cum este, de ce albina este așa cum este. Și atunci explicația este clară. Asta se numește ateism, nu e așa, vor spune unii. Și bineînțeles că există acea frustrare a multor creștini de ce oamenii de știință nu vorbesc despre Dumnezeu. Adică uite ce minunat e universul și în loc să dai slavă lui Dumnezeu, tu îl ignori pe Dumnezeu. Mă duc la Descartes. Problema este că înțelegerea cauzei eficiente nu este complementară cauzei finale, ci exclude cauza finală. René Descartes
recunoaște că există un scop al Universului. Dar în același timp, recunoaște că, sau recomandă că atunci când facem știința, să uităm acest scop al Universului. Aici ne lovim de o problemă, pentru că certitudinile creștine, falsele certitudini, pleacă de la cauza finală, de la o concepție scolastică. Noi credem că observăm o rațiune în Univers. Asta în lumea modernă o numim intelligent design. Este același lucru cu cauza finală, da? William Paley, care este probabil părintele adevărat al creaționului științific, pleacă de la exemplu ceasului. Ai un ceasornic, tu ești la ele foarte complex. Îți dai seama că ceasul acesta a fost făcut de cineva pentru o cauză. E un animal. Este un mecanism foarte complex. Și acest mecanism este adaptat pentru o cauză. Pisica are colți ca să mănânce, miaună ca să atragă atenția, toarce, mă rog, că se simte bine, are blană ca să o încălzească, are gheare ca să prinde șoareci. Deci este adaptat totul pentru un scop. Și așa că vezi că există o finalitate în natură. Bun, Charles Darwin, care a fost cel mai sclipitor student al școlii lui Paley, a răsturat această teorie cu un singur răspuns. Reproducerea prin modificare și selecția naturală. Și asta explică totul, da? Am spune noi în termenii noștri, variația genetică plus variația mediului și selecția naturală și ecuația este perfectă. Asta explică totul. Atunci, cade o certitudine. De ce cade o certitudine? Pentru că certitudinea existenței lui Dumnezeu pleacă de la faptul că vedem o finalitate în natură. Pleacă de la faptul că vedem că ce a fost făcut, a fost făcut pentru un scop. Ferește că sunt lucruri sinistre în natură, dar le-a venit satana și le-a făcut nimic. Puține lucruri sunt atât de complexe ca ciclul de reproducere a unui vierme parazit, da? Sau felul cum atacă paraziții organismul nostru, sau modul fantastic în care lucrează virusii să ne omoare. Nimic nu este mai complex decât atâta. Și aici, pentru acest intelligent design, în sensul întunecat al cuvântului, îl avem pe diavol. Dar explicația este naivă. La urmă facem din diavolul un demiurg, facem un alt Dumnezeu. Practic, ideea evoluției mai degrabă îl scuză pe Dumnezeu decât să-l acuze că folosește o metodă greșită. Îl scuză pentru că altfel Dumnezeu e autorul a tot ceea ce este rău în universul acesta. Dar creștinii simt că li se ia preciul de sub picioare, că li se ia cauza finală, că li se ia ideea de design inteligent, sau cum este mai nou prezentat, complexitatea ireductibilă, ca oarecum să scoadă cauza finală din joc. E bine, René Descartes este cel care, sub influența indirectă a lui Luther, a redefinit certitudinile rațiunii într-un sens paralel cu modul în care Luther a redefinit certitudinile religioase. În ce sens? René Descartes respinge definiția clasică, definiția filozofiei grecilor și a scolasticilor cu privire la rațiune. Pentru acestea, rațiunea este o substanță a Universului. Este ceva ce există în afara noastră. Mă rog, pentru greci este, pentru Platon sunt ideile, pentru un scolastic, pe la urmă, este gândirea lui Dumnezeu, intelectul lui Dumnezeu, care se reflectă în natură. Dar pentru Descartes, rațiunea sau logica nu este altceva decât legile gândurilor noastre. Și gândirea este o activitate a voinței noastre. Acel faimos cogito ergo sum, de fapt dubito ergo sum. Gândesc, deci exist. Mă doresc, deci exist. Pleacă de la premisa că faptul că gândim este dovada că existăm. Și într-adevăr nu existăm atâta vreme când nu gândim. Mă rog, suntem ceva, dar nu existăm. Adică când spun acesta este un pix, nu spun că pixul există, ci spun că obiectul acesta are calitățile care definesc un pix. Deci nu este de fapt o judecată ontologică, existențială. Este de fapt o definire a unor calități, ale atribute ale acestui pix. Dar când spun că eu exist, nu mă refer la atributele pe care le-am, ci la faptul că exist. Este o afirmație cu caracter existențial ontologic.
Și singurul argument în favoarea extensiunii este faptul că gândesc, așa că cine nu gândește nu există. Bun. Mergem mai departe. Deci Descartes recunoaște că există pentru că gândesc. Cine există și ce este gândirea. Singurul lucru asupra care am control, spune el, sunt gândurile mele. Și atunci când înțeleg lumea, de fapt, supun lumea sub controlul eului meu. Să fim foarte clar aici. Gândirea sau rațiunea, logica, pentru Descartes, nu este o proprietate a Universului, ci este un act al voinței noastre prin care ne extindem controlul de la mintea noastră asupra lumii din afară, pe care o analizăm matematic, o cuantificăm, o supunem la experimente, îi definim legile. Deci toate acestea sunt activități ale minții. Noi nu descoperim o rațiune în univers, ci facem ca universul să fie digerat, să zic așa, de rațional, să fie supus la legile rațiunii noastre. Dar această cunoaștere este un act de voință. E un act al voinței. Merg mai departe. Unde este certitudinea? Sunt două certitudini aici. Prima problemă este inteligibilitatea lumii. Albert Einstein însuși și-a pus întrebarea de ce este lumea inteligibilă. Și a recunoscut că e cea mai mare mister al Universului. Plecând de la idealul Descartes că, de fapt, înțelegerea lumii nu este reflectarea rațiunii lumii în mintea noastră, ci mai degrabă reflectarea rațiunii noastre asupra lumii, am putea spune în termen modern că intelectul nostru e o adaptare. Întrebarea este de ce totuși lumea este inteligibilă atât de departe pentru noi. Adică nu este inteligibilă numai în spațiul nostru pentru care suntem adaptați biologic. Lumea este inteligibilă până la nivelul de fizică cuantică și fizică relativistă și gândim despre multivers. Deci este foarte clar că inteligibilitatea lumii trece foarte mult de nevoia de supraviețuire și de lumea în care, îngustă în care ne desfășurăm noi existența mundană. De ce este lumea inteligibilă? Descartes pleacă de la premisa că Dumnezeu garantează inteligibilitatea acestei lumi, deci că există un Dumnezeu care este izvorul adevărului. A doua problemă este legată de cine gândește. Și Descartes declară că omul este o voință infinită, deci eu nu sunt o voință infinită. Ce înseamnă o voință infinită? Voința noastră nu este nicio limitată de ceea ce cunoaștem, de ceea ce putem, de limitele noastre în spațiu și timp. Voința noastră mereu trece dincolo și Descartes recunoaște că credința, când credem în ceva, toți credem în ceva ce depășește limitele intelectului, nu neapărat oameni religioși, această credință este de fapt tot o expresie a voinței. Ferește că este aici un element care va fi dezvoltat foarte mult în gândirea pusiană, anume rolul ontologic al voinței. Singura certitudine ontologică pe care Descartes este această voință. Dar pentru el această voință infinită este un argument că există Dumnezeu. Practic, pentru Descartes, diferența între Dumnezeu și om este aceea că omul are intelect limitat pe când Dumnezeu are intelect nelimitat. Dar în privința naturii voinței, Dumnezeu și omul au aceeași voință infinită. Este aici, firește, Descartes este aici pe aceeași pagină cu Luther și cu Pavel. Cu diferența că Luther și Pavel, sau Pavel și Luther, găsesc izvorul acestei voințe infinite în Isus, pe când Descartes o ia ca un fapt, ca atare. Ce vreau să spun aici, nu este neapărat necesar să cumprați filozofiarul Descartes, deși este bine să fie înțeleasă, fiindcă este clar piatra unghiulare a modernității sau a raționalismului modern, mai ales în timpurile noastre postmoderne și multiculturale și iraționale, când rațiunea este definită ca un mit al vestului sau o formă a imperialismului vestic și alte prostii de genul acesta. Însă, ce vreau să sublinez aici? Descartes nu caută certitudinea într-o finalitate a universului, într-o raționalitate a lumii care poate fi înțeleasă ca având amprenta lui Dumnezeu, ci caută certitudinea aceasta în ontologie. Și ontologia lui Descartes nu este ontologia scolașilor și a grecilor,
care credeau că au înțeles un principiu fundamental al Universului, că este idealul Platon, că este substanța lui Aristotel, că este mintea lui Dumnezeu pentru scolastici, Toma Aquina înțelege orice problemă pleacă, că Dumnezeu nu era, era logic să facă așa și nu era logic să facă așa. Și de aici ceea ce e logic pentru Dumnezeu, firește că logic și pentru noi, ce e drept pentru Dumnezeu, drept și pentru noi. Deci toate trebuie să aibă logică pe care o deducem din determinările lui Dumnezeu. Nu, pentru Descartes, ontologia are un singur punct de sprijin și aceasta este euul, este voința omului. Deci există o singură realitate ireductibilă la care avem acces, de care nu ne putem îndoi, și acesta că existăm. Și el regândește existența lui Dumnezeu plecând de la faptul că eu exist. Și că singura certitudine pe care o am este că eu exist. Universul poate fi o iluzie. Totul poate fi o iluzie. Dar în mod sigur știu că exist. În al doilea rând, dacă această voință a mea, acest eu, într-adevăr are acces la adevăr și unul și cu unul fac doi, indiferent dacă eu dorm sau stau treaz, spune Descartes. Observați ideea aceasta. Indiferent că sunt treaz sau dorm, unul și cu unul fac doi. Există un adevăr obiectiv. Și acest adevăr obiectiv de carte leagă de Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este că certitudinea nu este căutată în intelligent design, ci mai degrabă este căutată în existența individului. Așa că aici avem o paralelă cu Luther și nu accidental Descartes este influențat de Roscrucieni, care sunt de fapt niște ucenici al lui Luther. În ce sens? Hai să fac o repetiție. Ești advins de ziua șaptea, da? Ai niște certitudini. Tu ești la evanghelizare și afli că la 1844 Iisus a intrat în Sfânta Sfânta Sfintelor. Cu vreo 11 ani înainte au căzut niște meteoriți prin Noua Anglie și asta a fost semn clar că vine Domnul curând. Mai găsim niște profeții și afli că va fi un decret duminical și vor fi 7 plăgi. Și pe urmă înțelegi că sabatul e sigilul lui Dumnezeu și e adevărata zi de odihnă și că trebuie să ținem legea. Și că e bine să fim vegetarian, dar măcar să mâncăm porc, dacă nu altceva. Și mai sunt niște norme ale bisericii care cu siguranță că sunt voința la Dumnezeu, ca femeia să nu poarte cercei și bărbații să nu se uite la meci sau să nu joace fotbal, mă rog, alte câteva chestii astea. Astea sunt niște certitudini, le avem, da? Le avem fiindcă avem avut și un profet și ne-a spus de atâtea ori și niciunul dintre noi nu citește, sau foarte puțin dintre noi au citit Biblia cu adevărat sau au studiat-o. Dar auzim predici care iau un text de acolo, unul de dincolo, le leagă și trag niște concluzii care le pun apodictic, în alb și negru, ca și cum unul și cu unul fac doi, acesta este adevărul. Și avem pastor stil Doug Batchelor sau Mark Finley, care într-un sfert, în 40 de minute, rezolvă probleme cu care teologia creștină și-a văzut capul 2000 de ani. Asta este, e alb și negru, nu există altă explicație, trebuie să o accepti și dacă o respingi, e păcat împotriva Duhului Sfânt. Asta fiind totdeauna tema ultimei prelegeri. Așa că avem niște certitudini. Și știm că știm în ce credem. Știm care e adevărată zi de odihnă, știm că Iisus o să vină, știm că etc., etc., etc. Acum, noi credem că suntem ultima biserică și avem tot adevărul. Ceea ce nu înțelegem este că Biserica Catolică în secolul XVII nu pretindea altceva. Și cu singura diferență că teologia era mai nuanțată și mai bine argumentată decât teologia adventistă. Și vine Luther. Luther merge la mănăstire și studiind la picioarele Ockham și al Augustin. Și fiind influențat puternic de teologia nominalistă, înțelege că nu există nicio certitudine. Asta înțeleseseră deja nominaliștii de 200 de ani. Nu există certitudine. Atunci, care e certitudinea? Spune Ockham, William de Ockham. Dumnezeu probabil, că va mântui pe toți cei care fac totul pentru mântuirea lor. Dar Luther mai face o descoperire. Că noi nu știm exact ce facem și ce e noi și care este noastră lăuntrică. Adică niciodată nu avem certitudinea că am făcut tot ce puteam pentru mântuirea noastră, pentru simplu motiv că această incapacitate de a înțelege, de a avea o certitudine teologică, se răspunde asupra psihologiei. Nu pot avea o certitudine nici cu la starea mea spirituală.
Și atunci, firește că biserica are anumite reguli și are penitențe și are dogme, dar toate sunt incerte. Și Luther găsește certitudinea credinței, da? Deci, certitudinea aceasta la Luther este legată de faptul că el crede că l-a primit pe Iisus, că este liber în Hristos și considerând că voința omului, unită cu voința lui Dumnezeu, este infinită. Ce înseamnă voința infinită? Însemnează că orice normă, orice lege, fie cele 10 porunci, fie reforma sanitară, fie spiritul profetic, fie canoanele bisericii catolice, dacă vreți, fie canoanele bisericii ortodoxe, orice normă este o limitare. Pentru că ca și voința lui Dumnezeu, voința noastră nu poate fi sub lege, sub norme, sub dogme. Și dogmele sunt o expresie a voinței noastre. Și acestea sunt o limitare. Așa că Luther redefinește experiența creștinului ca experiența care nu poate fi sub lege, dar care, dacă este nevoie, poate lua din lege ce-i trebuie. Și Luther spune, putem să mergem în vechiul legământ, să luăm zecimea dacă ne convine, să o aplicăm la taxele seculare, în niciun caz la biserică, să luăm o zi de odihnă convenientă, să o ținem pentru Domnul, fiindcă așa am hotărât noi, spune Pavel, unul ține o zi, unul pentru toate zilele sunt la fel, altul pune o zi mai presus de alte zile, fiecare se vede plin încredințat, nu în sensul că are o certitudine, ci în sensul că el a ales să fie din încredințare, adică omul să creadă că este spre binele lui și de-aia a ales-o, dar a ales-o liber, încredințarea înseamnă convingere personală, a ales-o liber. Deci, în cazul acesta, redefinim adventismul care devine Luther catolicismul și care a pus bazele reformațiunii protestantismului, ca o viață liberă, care acceptă anumite principii și anumite crezuri, pentru că le găsește relevante, semnificative. Și atunci când nu le mai găsește relevante, semnificative, este gata să se libereze de ele. Predica Luther din 1524 cu privire la Vechiul Legământ e foarte interesantă pentru că Luther răspunde la trei grupe care sunt oarecum niște antecesori ale neoprotestantismului, la penticostalii, mă rog, la strămoșii penticostalilor, nu pe linie directă, fiindcă entuziaștii germani n-au lăsat urmași direcți, prea mulți. Au fost cei englezi din care s-au tras baptiști penticostali și ceilalți, dar cert este că mânțărienii, profeții cerești, erau un fel de penticostali, apăreau anabaptiștii care considerau că botezul e foarte important la maturitate și erau sabatarenii care considerau că păzirea sabatului este importantă. Luther răspunde tuturor acestora și le spune creștinul este liber, nu trebuie să fie sub vechiul legământ. Ne gândim, de exemplu, la penticostal, da? Problema este că și revărsarea Duhului Sfânt trebuie definită prin ceva exterior care trebuie observat de alții și se supune anumite norme, cum e vorbirea în limbi sau minuni sau profeții. Și asta deja e vechiul legământ, pentru că e ceva extern, e ceva exterior, da? La fel botezul sau sabatul și Luther spune, putem lua din vechiul legământ ceva ce găsim relevant, dar nu suntem obligați, nu suntem sub vechiul legământ. Așa că ceea ce Luther aplică la catolicism, aplică după aceea la entuziaștii din vremea lui, la munțerieni și la Carșa și la toți ceilalți extremiști care au dus reformațiunea spre vechiul legământ, spre literalism biblic. Se aplică foarte mult la noi aceasta. Mergând la celălalt aspect al raționalității Universului, deci este același lucru în alți termeni. Acceptăm că Universul a evoluat pe baza legilor fizicii. Nu are nevoie de nicio intervenție în afară. Acceptăm că tot ce există în lumea biologică se explică pe baza evoluției și că evoluția este un proces orb. Întrebarea despre Dumnezeu nu pleacă de la cauza finală, de la o rațiune și o finalitate a Universului pe care o observăm, ci pleacă din sfera ontologiei. Ce există? Nu e vorba că pixul ăsta există, pixul acesta nu există, ci acest obiect posedă calitățile care fac din el un pix și când spun ăsta e un pix, nu este ceva, o afirmație existențială, ci descriptivă, așa cum am spus, da? Ce există? Ce înseamnă existență? Suntem siguri că existăm? Cine dă certitudinea că existăm?
esistenza nostra implica o altra esistenza suprema, assoluta, implica un senso o finalità. In ultima istanza, non dovrebbe vedere finalità in universo, in lumea via. Dare questa finalità a noi, in mente nostra, che spun gândesc de ce există. Existența noastră ca voință are o finalitate, că nu există voință fără finalitate. Așadar, există o finalitate a existenței, în general, adică există Dumnezeu. Întrebarea aceasta este legitimă. Și ceea ce vreau să spun este că legitimitatea întrebării nu exclude faptul că ateismul este el însuși un răspuns legitim, așa cum Dumnezeu este un răspuns legitim. Și ceea ce vreau să spun este că discuția despre Dumnezeu și certitudinile existenței lui Dumnezeu nu trebuie nicio pe cauză căutată în creațiune sau intelligent design. Pentru că acestea sunt niște avatari ai scolasticismului medieval, ai unei concept de rațiune, de raționalitate a lumii, care a fost îngropat deja din secolul XIV, care nu mai există. E raționalismul medieval. Și care a fost dărâmat de Galileo și de Descartes și de Luther și care, fără de care știința modernă n-ar fi existat toată această formidabilă înțelegere a universului pe care o avem astăzi, incredibilă, n-ar fi existat dacă savantul n-ar făcut pauză în religia lui atunci când intra în laborator. Ca să fiu mai clar, probabil 50% din savanți, spunea Stephen Jay Gould, contrazicându-l pe Dawkins, care spunea că trebuie să fii un idiot să crezi în Dumnezeu dacă ești om de știință. Și Gould recunoaște că trebuie să fii un idiot ca să crezi ca un fundamentalist evanghelic sau pentecostal și probabil adventist. Dar el merge mai departe și spune că, din câte știe el, cam 50% din colegiul lui cred în Dumnezeu și 50% sunt atei. Ca tare, știința este neutră în privința aceasta. Însă, ceea ce definește omul de știință care crede este faptul că atunci când intră în laborator, uită de Dumnezeu. Și atunci când merge la biserică, uită de știință. Asta nu este schizofrenie sau double think. Practic, cauza finală este o întrebare legitimă din punct de vedere ontologic, filozofic și, dacă vreți, teologic. Dar este total nelegitimă atunci când cineva face știință, când studiază universul așa cum există. Și reciproca, cauza eficientă nu și are locul ei în ontologie și în teologie. Pentru că acolo discutăm despre existență, nu despre felul în care există lucrurile. Martin Heidegger făcea diferență între ontologic și ontic. Ontologic este discursul despre existența în sine. Onticul este descriptiv. Este o discuție despre felul cum există lucrurile. Trebuie să facem această distinție. De ce? Pentru că noi ne-am bazat falsele certitudini pe povești ca bondarul lui Doug Bachelor sau Joe Cruz sau pe poveștile, pe legendele urbane a lui Roger Monroe și pe ideea că avem că Biblia ne oferă niște ultime adevăruri incontestabile despre orice lucru și acestea sunt niște certitudini. Și atunci când scriu aceste certitudini, sunt deodată în ceață și începem să țipăm exact ca țiganul Vasile Alexandrii, că atunci când Vasile Alexandrii a eliberat, s-a întors peste 3 zile și a zis: de ce ne-ai gonit conașule, primește înapoi. Așa că nu suportăm libertatea aceasta și vrem să ne întoarcem sub sclavie cu tot din adinsul. Certitudinile trebuie căutate în altă direcție. În niciun caz în intelligent design, creaționism, din punct de vedere, să zic, filozofic, științific, și din punct de vedere teologic, în niciun caz, în niște adevăruri ultime pe care le spune Biblia, că nu există niciun fel de adevăr ultim în Biblie. Trebuie să înțelegem acest lucru. Vă mulțumesc și ne revedem data viitoare. La revedere!